Dacă discuțiile în contradictoriu se țin lanț în familie, de vină poate fi și atitudinea diferită pe care o aveți față de cheltuieli. Banii constituie unul dintre principalele motive de ceartă în multe dintre familii, iar în luna cadourilor, conflictele care pornesc de la acest subiect sunt cu atât mai numeroase. De cele mai multe ori, problemele majore nu sunt cauzate de lipsa banilor, ci de modul în care sunt ei cheltuiți, sunt de părere psihoterapeuții. Atitudinile noastre față de bani diferă enorm și, în mare parte, sunt influențate de valorile cu care am fost crescuți, dar și de cantitatea de bani pe care o avem. Tradițional, femeia este cea care se ocupă de administrarea fondurilor, însă sunt și situații în care, chiar dacă este vorba despre cupluri căsătorite, cheltuielile se împar tot 50-50. Pentru că mă deranja ca soțul meu să mă întrebe continuu de fiecare leu cheltuit, am decis să avem bugete separate, adică suportăm în cote egale cheltuielile casei și cele pentru copil, dar cu restul face fiecare ce vrea. A fost singura soluție pentru a aduce liniștea în familie. Povestește Amalia în vârstă de 35 de ani din București. Valorile în care suntem crescuți au o influență majoră asupra modului în care privim problema banilor, presupunând că dispun Punem de bani pentru casă și mâncare, tot ceea ce facem cu suma rămasă depinde de această atitudine personală. Următoarele trei declarații reprezintă cel mai des întâlnite concepții de acest gen. Banii sunt pentru distracție, trebuie cheltuiți pe lucruri care ne fac fericiți, nu putem ști ce ne rezervă viitorul, așa că trebuie să ne distrăm cât mai mult. Banii sunt pentru securitate, trebuie folosiți pentru confort. În primul rând, trebuie să ne bucurăm de tot confortul necesar acasă, apoi trebuie să punem bani deoparte pentru zile negre. Banii sunt pentru a împărți, trebuie cheltuiți ca să-i facem fericiți pe cei dragi și pe cei mai puțin norocoși. Când cumpărăm cadouri, îi distrăm pe ceilalți și când donăm banii, ne simțim cel mai bine. Dacă într-o familie cei doi parteneri au aceeași atitudine față de bani, mai trebuie să se pună de acord doar în legătură cu cine administrează veniturile. Dar dacă atitudinile lor diferă, trebuie să ajungă la un acord cel puțin în legătură cu prioritățile. De exemplu, trebuie să stabiliți câți bani trebuie alocați pentru cheltuielile casei, câți pentru timpul liber și câți trebuie puși deoparte pentru un anumit scop. Negocierea se bazează pe comunicare, iar într-un cuplu funcțional, fiecare dintre parteneri ar trebui să-și poată comunica nevoile și aspirațiile și să fie ascultat de celălalt, spune psihologul Adriana Dragoș. În cazul în care încercați continuu să rezolvați neînțelegerile care pornesc de la bani, dar nu reușiți, poate că ar trebui să vă puneți problema că nu veniturile reprezintă principala problemă în cuplul vostru. Certurile care apar în legătură cu banii ascunde multe ori probleme mult mai grave cum ar fi simțul valorii sau deținerea puterii în cuplu conform evs.ro